venit la Clinica Nova Optic. Astăzi mă voi adresa părinților, aducând informații despre tulburările vizuale la copii. Peste 80% din informațiile pe care le primim sunt cu ajutorul vederii. În prima copilărie, vederea nu este complet dezvoltată. Ea urmează un proces continuu de dezvoltare care se încheie în jurul vârstei de 7-8 ani. În timpul acestei perioade, ochiul copilului este foarte vulnerabil. Orice obstacol care se opune dezvoltării armonioase a vederii poate avea, drept consecință, o vedere slabă pentru toată viața. Tulburările de vedere la copii sunt greu de depistat. Copilul nu spune că nu vede clar. De aceea, părinții trebuie să fie preocupați de sănătatea vederii copiilor și să fie atenți la orice semn care ar trăda o tulburare de vedere. Primul consult oftalmologic este bine să fie efectuat chiar la naștere. Sunt afecțiuni oculare grave care pot fi diagnosticate în primele săptămâni de viață. Acestea sunt cataracta congenitală, glaucomul congenital, strabismul, retinopatia de prematuritate. Următorul control trebuie făcut în perioada 6 luni, un an. Pentru acest control, la Clinica Nova Optic folosim un aparat numit Plus Optics, care ne ajută să determinăm dioptriile, să evidențiem dacă există diferențe de dioptrii între cei doi ochi și dacă globii oculari au o poziție corectă paralelă. Acest aparat Plus Optics permite o citire a dioptriilor la copilul foarte mic, de la distanța de 1 metru, foarte confortabilă, cu copilul în brațele mamei. Este un aparat de screening pe care îl folosim tocmai pentru depistarea precoce și evidențierea unui prognostic vizual la copiii foarte mici. În continuare, următorul control foarte important este jurul vârstei de 3 ani. Este vârsta la care copilul intră în grădiniță și la această vârstă, printr-un screening oftalmologic, putem depista tulburări vizuale, cum sunt erorile de refracție, strabismul și ambliopia. Ce sunt aceste tulburări vizuale? Strabismul este lipsa de paralelism a globilor oculari. Când un ochi privește drept, celălalt ochi deviază. Cel mai frecvent la copii este strabismul convergent. Când un ochi privește drept, iar celălalt ochi deviază spre nas. Strabismul este o tulburare care are importanță nu doar estetică, ci și funcțională, pentru că, netratat, ochiul care deviază permanent nu își dezvoltă funcția vizuală și rămâne un ochi slab, un ochi leneș, toată viața. Datorită ochiului deviat, poate apărea vedere dublă. Dacă afecțiunea nu este depistată și corectată la timp, creierul va anula imaginea primită de la ochiul deviat, acesta devenind leneș prin nefolosire. Întrucât ochiul sănătos este pus la treabă pentru a prelua și funcția ochiului leneș, copilul riscă să nu-și dezvolte vederea, afecțiune numită ambliopie. Depistate la timp, și strabismul și ambliopia pot fi corectate. Tratamentul strabismului trebuie început cât mai precoce, la 2-3 ani, pentru a preveni ambliopia. După vârsta de 6 ani, șansele de corectare scad foarte mult. De aceea, părinții trebuie informați asupra acestor aspecte pentru ca dezvoltarea vederii copilului să nu fie afectată mai târziu, ceea ce ar avea influențe negative asupra integrării sale în școală și în profesie. Tratamentul constă în purtarea de ochelari pentru corectarea erorii de refracție și acoperirea ochiului care vede bine, numită ocluzie, pentru a face copilul să folosească ochiul cu deficiență. Scopul tratamentului este de a ajuta copilul să folosească ambii ochi în același timp, permițându-i vederea binoculară și, în consecință, vederea în relief. Toți copiii care au strabism trebuie să poarte ochelari constant toată ziua. Ochelarii ajută obținerea unei vederi bune și egale, permit utilizarea unor lentile speciale prismatice pentru corectarea deviațiilor mici și ajută efectuarea ocluziei, adică acoperirea ochiului mai bun, pentru ca ochiul mai slab să se dezvolte. Durata acestui tratament depinde de profunzimea ambliopiei și de vârsta copilului. Pentru un ochi leneș complet, adică o ambliopie profundă, se practică acoperirea ochiului toată ziua, iar pentru ambliopii ușoare sau medii, numai câteva ore pe zi. Niciun copil nu este mulțumit să aibă ochiul bun acoperit.
dar părinții, împreună cu medicul, trebuie să-l convingă de această necesitate. Succesul ocluziei se poate afirma atunci când acuitatea vizuală a crescut cu 2-3 linii, când se obține aceeași acuitate vizuală cu a ochiului dominant. Recuperarea vederii este cu atât mai rapidă cu cât tratamentul ambliopiei este început la vârstă mai mică, iar cooperarea părinți-medic este mai bună. O mare parte din strabisme se corectează prin purtarea ochelarilor. Acestea sunt strabismele acomodative. Există și strabisme care necesită intervenție chirurgicală. Operația se face în jurul vârstei de 3-4 ani, cât mai precoce, pentru că îndreptarea poziției ochilor prin chirurgia asupra mușchilor oculari are ca efect dezvoltarea vederii ochiului deviat. Având o experiență de peste 16 ani, sfătuim părinții să efectueze controlul oftalmologic preventiv la toți copiii de vârstă preșcolară. Este foarte important pentru că la această vârstă se pot depista precoce tulburări vizuale ce se pot corecta, prevenind astfel instalarea unui handicap vizual cu repercursiuni asupra performanței școlare și integrării profesionale. Acțiunea Vedere Clară Ochi Sănătoși se înscrie în programul de sănătate a vederii organizat de Clubul Lions Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Clinica Oftalmologică Nova Optic. Obiectivele programului Vedere Clară Ochi Sănătoși sunt următoarele. Demersul proiectului Vedere Clară Ochi Sănătoși este unul profilactic de prevenire a afecțiunilor oculare cu incidență la copii. Controlul oftalmologic preventiv la copii permite depistarea la timp a anumitor afecțiuni oculare tratabile numai la această vârstă, vicii de refracție, strabism sau ambliopie. Controlul oftalmologic preventiv ajută la evitarea instalării unui handicap vizual la vârsta școlară. Pe parcursul anului școlar au fost încheiate parteneriate de colaborare cu 7 grădinițe din județul Suceava. Din cei 1019 copii examinați, 118 au fost diagnosticați cu afecțiuni oculare, precum hipermetropie, astigmatism, anizometropie sau ambliopie. Examinarea copiilor a constat în determinarea dioptriilor cu autorefractometru computerizat plus optics și controlul motilității oculare și a fost realizată de inginer optometrist Gabriela Bodnari. Copiii depistați cu deficiențe vizuale au fost consultați gratuit la Clinica Nova Optic de către dr. Cristina David. Acordul informat al părinților, documentația controlului efectuat și informarea de bilanța conducerii grădiniței fac parte din protocolul pe care Clinica Nova Optic îl respectă riguros. Corecția optică adecvată, tratamentul de dezambliopizare, chirurgia strabismului efectuată la timp reprezintă beneficiul cel mai important pe care programul îl oferă copiilor, asigurând prevenirea unui handicap vizual definitiv. Urmărirea acestor copii pe parcursul evoluției lor devine un obiectiv al proiectului și o sarcină a medicilor din Clinica Nova Optic, conferind continuitate proiectului. O componentă importantă în programul Vedere Clară Ochi Sănătoși o are informarea. Clinica Nova Optic Suceava a avut inițiativa educațională de a se implica în săptămâna școală altfel, în cadrul a 3 unități școlare. Cultivarea vederii sănătoase în rândul școlarilor este esențială, mai ales că aproximativ 25% dintre aceștia suferă de vicii de refracție necorectate sau afecțiuni oculare. Fiecare părinte își dorește performanțe școlare pentru copilul lui. Chiar dacă vederea copilului era normală cu un an în urmă, pe măsură ce ei cresc și corpurile lor suferă schimbări, iată de ce este nevoie de controle regulate, mai ales că o vedere deficitară la copil nu prezintă uneori simptome. Prin acțiunea Vedere Clară Ochi Sănătoși, ne dorim să oferim cât mai multor copii o vedere sănătoasă și să informăm părinții și educatorii despre importanța controlului vizual preventiv la toți copiii preșcolari.